Normal să fie așa, pentru că simptomele sunt întru totul și întru totul asemănătoare. Momentul actual este momentul înfloririi. Da. Și apare și polenul. Și alergia la polen, alergia sezonieră, este foarte răspândită în această perioadă. Cred că cam 25% din populația Europei este sensibilă la polen. Și simptomatologia seamănă, dacă vreți, cu simptomatologia într-o rinită. Exact. Rinita presupune o inflamație microbiană sau mai frecvent virală a mucoasei nazale. Uh-huh. Deci, și într-o situație și într-alta, ce avem? Avem rinorei, adică secreții nazale. Da. Este dificil de a diferenția, mai ales în primele stadii, rinorea din alergie de rinorea din rinită. Dar totuși rinorea din alergie este mai apoasă, chiar oarecum albicioasă. Greu de diferențiat, mai ales pentru o persoană care, mă rog, vine pentru prima dată în contact cu așa ceva. Un al doilea simptom este obstrucția nazală. Persoana respectivă nu poate să respire prin nas. Este o senzație teribil de neplăcută, o senzație care în timp determină probleme chiar în activitatea cotidiană, pentru că este foarte dificil, de exemplu, în cazul unui profesor să meargă la... Totul se îngrevă acum. Da. Să meargă la cursuri, la școală și să vorbească elevilor în condiții în care el nu poate să respire. Și la asta se mai adaugă și durerea de cap și o stare de nervozitate. Da, pentru că nici nu, creierul nu se oxigenează exact, cum trebuie și apare și acea senzație că te sufoci, că nu ai aer. Apare o senzație... Și atacul de panică uneori. Exact, o senzație total neplăcută de la o banală... Da. Un banal simptom. În fond, e cel mare lucru. Nu ai decât să respiri pe gură. Păi uite că nu e chiar așa. Un alt simptom care este, este strănutul. Strănutul sau tusea. Aici apar unele diferențe, pentru că strănutul în alergie este în salve, survine brusc și repetat, pe când strănutul dintr-o rinită este mai rar și oarecum diferit. Apare o perioadă de timp între interesant. Un alt simptom care le diferențiază este congestia conjunctivelor. Deci ochii sunt roșii, inflamați și sigur că se observă lucrul ăsta în alergii. Da. În rinită mai puțin sau deloc. În rinită nu se întâmplă așa ceva. Dar când lăcrimează ochii, domnule profesor doctor? Când e vorba de o alergie sau când e vorba de... În alergii. În alergii. În alergii. Un alt simptom care există este, dacă vreți, o stare de subfebrilitate sau chiar febră care apare în rinita microbiană sau virală, care nu se întâlnește în alergii. Și desigur că și o influențare a stării generale, pentru că în general când ești răcit, cum se spune, nu te simți chiar în deplinătatea forțelor tale. Cam astea ar fi simptomele care le-ar diferenția. Acum, sigur că asta este ceva empiric, ceva care ține de, mă rog, o senzație mai mult sau mai puțin subiectivă a persoanei respective sau chiar a celui care examinează persoana respectivă. Dar, pentru un diagnostic corect, există metode mai obiective. Exact. Una din acestea ar fi examenul clinic. Și în alergie se constată o congestie oarecum violacee, albicioasă a mucoaselor nazale și o congestie conjunctivală, pe când în rinită doar congestie și edem.
Edema este foarte important pentru că alergenul determină topirea, dacă vreți, chefierea, hai să spunem așa, a țesutului conjunctiv care formează, între altele, și epiteliul capilarelor, a vaselor mici de la nivelul mucoasei nazale. Uh-huh. Atunci ele devin permeabile și de aici secrețiile acestea abundente și, evident, neplăcute, care nu pot fi controlate și tot edemul determină și obstrucția nazală, cel puțin în primele faze. Asta apropo de examenul clinic, dar sunt și teste. Teste cutanate care se pot face în ideea că persoana respectivă, care trebuie să fie foarte atentă la ce s-a întâmplat cu dânsa în ultima vreme. Pentru că interogatoriul într-o alergie este foarte important. Uh-huh. Alergia nu apare, cel puțin această sezonieră, oricând. Ea apare legată de un anumit moment, într-un anumit timp și, dacă vreți, dacă persoana are un istoric, ea se repetă din an în an. Pentru că mai există și o alergie care nu este periodică, este așa numită alergie aperiodică, care este declanșată de diferiți alergeni. Și aici foarte important este praful. Da. Acum trebuie să facem o distinție între praful de pe stradă și praful din cameră. Vedeți, spun praf. Păi nu e același lucru. Pentru că praful din cameră își datorează în bună măsură partea de alergiei, faptului că în el se găsesc tot felul de, mă rog, organisme, microorganisme foarte urâte, da, și foarte ciudate. Dacă are cineva curiozitatea să intre pe internet și să vadă ce monștri găzduiește pielea noastră, ei, particule din aceste proteice, din aceste microorganisme, din descomarea pielii, umplu aerul din cameră. La asta se adaugă pernele, care de multe ori sunt uh-huh. puf, eu știu, diverse păr de la animale sau, mă rog, deci îi diferit. Și această rinită sau alergie este aperiodică. Ea apare legată de un anumit alergen care trebuiește exclus, individualizat. Uh-huh. Și este foarte dificil de găsit care este alergenul de cele mai multe ori, pentru că eu m-am referit acum doar la aer. Da. Dar în cazul acesteia putem vorbi și de alergen pe cale alimentară. Exact. Și să vă dau câteva exemple. O să vină la putere roșiile, o să căpșunile. Da, vai, chiar un roșiile, alergen, cum am spus mai înainte, da, ouăle, laptele, de asemenea ananasul. Sunt o mulțime de fructe. Și fructele de pădure, unele dintre fructele de pădure care pot fi alergice. Da. Și pot determina mai mult sau mai puțin, în cunoștință de cauză, simptome care variază. De obicei astea au simptome digestive, da, simptome digestive, dar nu neapărat, pentru că pot să fie intricate cu, ca să nu mai vorbim de alergiile încrucișate, uh-huh, în care se adaugă un alergin care îl potențează pe altul și atunci lucrurile sunt complicate și destul de dificil de tratat. Da. Deci un alt test care se poate face sunt așa numitele teste cutanate. Și anume, se ia alergenul respectiv, se pune pe antebraț și o picătură și se face o înțepătură. Și se vede dacă pielea se înroșește, da, atunci înseamnă că persoana este alergică la antigenul respectiv. Un alt test este mai profund, în sensul că se injectează substanța intradermică, este testul PRIC. Și tot la fel, dacă, și aici intră o serie și de medicamente, să știți, uh-huh, pentru că de multe ori devenim alergici, da, la medicamente din diverse cauze. Eu am devenit alergic, de exemplu, la un medicament, pentru că n-am fost atent și am luat un medicament expirat.
Și fiind medicamentul respectiv expirat, mi-a provocat alergie. Deci să fim atenți și la medicamentele expirate, pentru că... Și sunt foarte importante pentru...